ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Ajutoare pentru sinistrații din Cudalbi, mobilizare exemplară. Un nou centru Retur.ro. Festivalul obiceiurilor păstorești, răscolul oilor. Răvășitul oilor este o sărbătoare simbolică ce marchează sfârșitul anului pastoral. Cu această ocazie s-a împământenit obiceiul ca aceasta să fie serbată atunci când ciobanii coboară oile de pe munte. După coborâre, stăpânul de stână înapoiază fiecărui proprietar efectivele și definitivează înțelegerea prin a preda brânza și încasează sumele de pășunat și tratament. S-a format ca o fel de familie, în fiecare primăvară vin și aduc animalele la noi. Au venit și primăvara asta, a mai trecut un an foarte repede, nu știu când a trecut. O dat Domnul și ploaie, ieri era foarte frumos și cald, azi plouă, asta este. E greu, e ușor? Nu este ușor, nu este ușor, într-adevăr. Dar asta știm să facem, cu asta dăm înainte. Chiar dacă vor ăștia să ne distrugă, nu le convine la nimeni din Europa că suntem pe locul 2 în Europa și încă mai producem câte ceva. Vor să ajungem doar o țară de desfacere, din păcate. Dar nu ne lăsăm. Ce urmează? Pentru anul ăsta urmează tomnatul, tratamente, ne pregătim de iernat. Transumanța? Transumanța. Asta este, transumanța. Anul ăsta unde? Ca de obicei, plecăm spre Moinești, poduri, zona aia. Manifestarea este cunoscută sub numele de Răvășitul Oilor, probabil de la căutarea lor de către stăpâni în toată turma, iar apoi controlarea lor pentru a fi recuperate. Îți plac oile? De ce? Ai de gând să crești? Da. Când te faci mai mare, ai să fii printre ele să le crești? Domnule, am venit în primul rând pentru a le recunoaște. Nu avem necazuri, motive, sunt toate foarte buni. Un om care caută de animale, un om care vrea să facă ceva pentru animale, dar cu micile pedici vom depăși totul. Dar să știe mult de la guvern că pe aici încă mai circulă sânge din moldoveni. Și se dea la Horea și Crișan. Când vor trăi oile, vom trăi și noi. Când n-au să mai fie oi, nu vom mai trăi și noi. Dar să fim lăsați în pace, să ne vedem cu de-aia noastră. N-am cerut, nu întindim mâna, nu suntem cerșători pe pământul României, aici, în coasta asta. O căzut și la 1918, sunt 44. N-am dat pământul, nu dăm nici oile. Dar, având în vedere că e un băiat bun, frumos, cu minte, sănătos, caută de animale, are ciobani foarte buni, calitativi, comparativi, brânza bună, animalul bun, nu sunt discuți. Restul, Doamne ajută și un an cât mai bun. De câți ani aduceți aici la Daniel? Sunt vreo câteva ani, vreo 7-8 ani, când toți viu mereu. Cu 2-3 ani am făcut chiar o pauză în altă parte și asta a fost poveste. Și mai iar m-am întors înapoi. La stăpânul eu. Păi de ce am venit? Luăm boi la casă, oile, caprele, un timp așa frumos. Tot timpul le aduceți aici? E al doilea an la mine. De obicei vecinii mei au vreo 3-4 ani, a venit al doilea an, mulțumiți până acum, sperăm să fie treaba bună și în continuare, venim și la anul. Deci e bun răscolul ăsta și ca sărbătoare și ca... E bun, mereu cu vremea, dar e bun, e ok. V-ați recuperat oile, caprele? Totul e bine, gata, e pentru mine, mai urmează să mai plătim și gata. Văd că le vorbiți foarte frumos, sunt ca copiii noastră. Corect, uitați-le, dogălitatea, frumoacelitatea. M-au cunoscut de azi, primăvară, de când am adus-o și acum m-au cunoscut. Știi că ăsta-i stăpânul meu. Vă era dor de ele? Da, cum să... Le luați acasă? Le luăm acasă. De acum gata, vine frigul și le ducem la adăpost. Câte aveți? 7. 7? Da. E bine aici 6. Că le aduceți la stâna asta? Mai da, sunt... foarte bine, foarte bine. Îs îngrijit, e bine, suntem și noi omeniți.
ele sunt îngrijite bine, curate. Întreaga manifestare se desfășoară sub semnul obiceiului tradițional răvășitul oilor, când oile coboară de la munte din transhumanță pentru iernat. Practic, în apropiere de Sâmedru, deschizătorul iernii pastorale, se închide ciclul pastoral, care în calendarul popular începe la data de 23 aprilie, de Sânt George, aceasta fiind deschizătorul anului și al verii pastorale. Stăpânul munților este declarat cel care deschide o stână de oi și capre și are multe hectare de pădure. Familia Aichimoaie păstrează tradiția aceasta din moși strămoși. Anul acesta răscolul a fost un succes pentru familie. În zona Comănești este primul eveniment inspirat din tradiția populară a răvășitului oilor, foarte răspândită în cuprinsul Arcului Carpați. Recent a fost deschis un nou centru Returo lângă Ploiești. Este practic cel de-al șaptelea centru din țară și face parte din angajamentul luat de ministrul băcăuan al mediului Mircea Fechet. O zi frumoasă astăzi, aici la Prahova, unde am deschis cel de-al șaptelea centru de sortare și de numărare al companiei Returo. Face parte din angajamentul pe care l-am avut încă de la început și putem astăzi să spunem ceea ce am promis, respectiv faptul că România este mai curată și datorită sistemului de garanție returnare. Am anunțat cu bucurie că nu de mult am colectat ambalajul cu cifra 2 miliarde. Asta înseamnă că 2 miliarde de ambalaje mai puțin, fie în gropile de gunoi, fie pe marginea drumurilor, în lacuri sau în păduri. Iar acest lucru nu înseamnă doar un mediu mai curat, ci înseamnă locuri de muncă și investiția de aici reprezintă mai bine de 120 de locuri de muncă, atâția angajați sunt aici la Prahova, care se adaugă altor sute de angajați în celelalte 6 centre de sortare și de numărare deschise până acum. Și nu vorbim doar de angajații de aici, din acest centru, vorbim de o întreagă industrie orizontală care s-a dezvoltat în România, vorbim de peste 1000 de camioane în fiecare zi pe străzile României, pe drumurile naționale și nu numai, care colectează ambalaje. Vorbim despre alte locuri de muncă și am vizitat o fabrică în Bacău care produce acele module tip container pentru RVM-urile din parcarea supermarketurilor. Cifra lunii august este 70%, o cifră care este de necomparat cu performanța sistemelor convenționale pe care o știm cu toții, 12-13%, și sunt convins că și cifra lunii septembrie va depăși 70%, ceea ce e un lucru absolut remarcabil. Motiv pentru care, încă o dată spun, datorită angajaților până la urmă ai companiei Returo, datorită producătorilor, comercianților, distribuitorilor, nu în ultimul rând datorită cetățenilor care aleg, fie când e canicul afară, fie atunci când plouă, aleg să meargă la punctele de returnare, la magazine, și să aducă înapoi aceste ambalaje, indiferent dacă discutăm, repet, de peturi, de doze de aluminiu sau de sticlă, și împreună cu toți ceilalți să facă România mai curată și să facem împreună România mai curată. Revenind la acest centru, ce capacitate are și câte ambalaje vor fi sortate aici? Colegii mi-au spus că discutăm despre 200 de milioane de ambalaje colectate în sistem manual, adică ambalaje întregi care pot fi numărate, iar liniile de sortare a ambalajelor din colectare automată, adică acele ambalaje presate, sunt cu o capacitate de 3,5 tone pentru fiecare oră. Asta înseamnă sute de milioane de ambalaje pe an.
Ce se întâmplă cu ambalajele care ajung aici după ce sunt stocate, numărate? Marea diferență între ceea ce se întâmpla înainte și ceea ce se întâmplă acum este aceea că, în cel mai bun caz, din sistemul de colectare convențională, să o numim așa, salubritatea orașelor, dacă n-ajung pe marginea drumului aruncate, ajung la groapa de gunoi sau ajung a fi sortate din deșeuri în amestec, ceea ce înseamnă un grad mare de contaminare, înseamnă un material reciclabil mult inferior din punct de vedere al calității și al prețului până la urmă, iar diferența semnificativă într-un sistem de garanție returnare este aceea că avem la sfârșit materii prime extrem de valoroase, pentru că nu sunt contaminate, sunt bine sortate pe tipuri de material și mai ales pe culori, ceea ce le dă o valoare adăugată suplimentară. Caravana de sănătate a Crucii Roșii Române a fost săptămâna trecută în perioada 23-27 septembrie la Căiuți, județul Bacău, pentru a oferi servicii medicale gratuite. Rezultatele finale ale caravanei ne demonstrează câtă nevoie au locuitorii din zonă de acces facil la consultații medicale. În numai 5 zile, 187 de persoane au realizat 690 de investigații: medicină generală, optică, pediatrie, măsurare, parametri fiziologici, analize medicale, EKG. Beneficiarii au fost în special vârstnicii care se deplasează cu dificultate, persoanele vulnerabile, bolnavi cronici, mamele cu mulți copii. Principalele probleme de sănătate identificate au fost cele cardiologice, diabet și boli de nutriție, dar și diferite afecțiuni oculare. Mulțumim tuturor celor implicați, o echipă minunată ce a reunit medici, asistenți medicali, angajați și voluntari ai Crucii Roșii, personalul din localitate. Caravana de sănătate este un proiect național al Crucii Roșii Române, ce are drept obiectiv promovarea sănătății în comunități vulnerabile. Inițiativa oferă acces gratuit la servicii medicale pentru persoanele care locuiesc în zone izolate, a transmis purtătorul de cuvânt al Crucii Roșii Bacău. Două locuri disponibile pentru încadrare directă din surse externe la Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău. Gruparea de Jandarmi Mobilă Alexandru cel Bun Bacău organizează concurs pentru ocuparea a două funcții de subofițer operativ principal, conducător auto prin încadrare directă sau rechemare în activitate. Termenul limită de înscriere a candidaților și depunerea dosarelor de recrutare este 11 octombrie 2024, ora 16. Dosarul se transmite scanat, lizibil, integral, în format PDF, la adresa de e-mail resurseumane@gruparea-jandarmi-bacau.ro. Anunțul în integralitate și mai multe detalii privind condițiile ce trebuie îndeplinite, formularele și modelele documentelor constitutive ale dosarului de înscriere, informații referitoare la probele de concurs, tematica și bibliografia, puteți contacta compartimentul resurse umane ale Grupării de Jandarmi Mobile Bacău la numărul de telefon 0234 585 570 interior 24006, precum și la sediul unității din municipiul Bacău, strada Heric Coandă numărul 5 și 12. Vă așteptăm în echipa noastră, se arată în comunicatul transmis de către Gruparea Mobilă de Jandarmi Bacău. Ajutoare pentru sinistrații din Cudalbi, mobilizare exemplară. Într-o demonstrație impresionantă de solidaritate, comunitatea din Dofteana, județul Bacău, a reușit să mobilizeze în doar 5 zile un convoi umanitar destinat sinistraților din comuna Cudalbi, județul Galați, grav afectată de inundațiile recente. În urma apelului lansat de primarul Ioan Bujor, localnicii alături de voluntari și autorități locale din zonă au reușit să strângă și să organizeze transportul unei cantități semnificative de ajutoare. În urma vizitei mele pe care am făcut-o sâmbătă trecută în comuna Cudal din județul Galați, eu m-am dus împreună cu familia să ajutăm acolo, să dăm o mână de ajutor celor care au fost afectați de inundații la momentul respectiv. Am dus din partea familiei tot ceea ce am putut să facem noi. Imediat la plecare din comuna Cudal am avut o discuție telefonică cu domnul deputat Vasile Budacă și dumnealui a organizat întâlnirea acestor primari pe care îi vedeți aici alături de noi și am hotărât de așa natură
natură, fiecare dintre noi să facem apel în comunitățile pe care le conducem, de așa natură să adunăm materiale de construcție, materiale igienico-sanitare, îmbrăcăminte, încălțăminte, pilote, pături, plapume, perne și așa mai departe, folositoare comunității din zona respectivă și din toate zonele acolo unde au fost inundații mari. În aceste condiții am făcut apel prin mass media tuturor cetățenilor. Noi am colectat aceste trei tiruri pe care le vedeți, trei dube pe care le avem în fața noastră, numai cu produse noi. Deci nu am primit materiale sau, cum să vă spun, textile folosite, decât numai cele care sunt noi sigilate, cu nume, cu prenume, cu număr telefon. Vom ajunge acolo împreună cu echipa la primărie, întrucât am 10 voluntari angajați ai primăriei, ne vom prezenta și ne vom întâlni cu autoritatea locală de acolo, vom lua casă de casă și vom asigura strictul necesar la minimul 50-60 de familii, dar vă spun, vom lua casă de casă să cercetăm următoarele aspecte. Dacă dumnealor au sobă, nu le mai dăm o altă sobă, dacă au aragaz, nu le dăm aragaz, sau dacă au aragaz și nu au butelie, le dăm butelie, pentru că avem colectate și câteva butelii. Motivul acesta este acei voluntari care vor merge casă de casă și vor stabili la fiecare. Dacă are copii, vom da rechizite pentru copii, încălțăminte, îmbrăcăminte, pentru oameni, pentru vârstnici și, de ce nu, apreciez și cu această ocazie felicit preotul din satul Bogata, care, în afară de faptul că ne-a adus mai multe pachete, ceea ce le-a colectat de la cetățenii din satul Bogata, ne-a dus și o sumă de bani, 1200 de lei, și am stabilit cu administratorul public și cei care fac parte din aparatul de specialitate să achiziționăm și produse alimentare. Ele sunt benefice, întrucât acolo sunt militari, sunt militari MAPN, Ministerul de Interne, să putem să le aducem un prânz de mâncare astăzi, cel puțin, să fim alături de ei. Vreau să mulțumesc tuturor cetățenilor din Dofteana care s-au implicat și au venit cu materiale, atât de construcții, atât cu celelalte componente, igienico-sanitare, îmbrăcăminte, încălțăminte, toate noi să le mulțumesc și să-i asigur de faptul că noi vom ajunge în zona respectivă, iar după numărul de telefon pe care au notat pe butelie, pe sobă sau ce material au adus ei, vor fi sunați de acolo și probabil cetățenii de acolo le vor și mulțumi. Vreau să mulțumesc domnului deputat pentru inițiativă, împreună cu colegii mei primari din celelalte localități. Am făcut front comun cu toții și vom ajunge și cred că este o faptă destul de bună și după deviza așa cum a fost, împreună facem bine. Vă mulțumim! Convoiul, compus din mai multe camioane, camionete și dubițe, a inclus 3 tiruri încărcate cu materiale de construcții, un tir cu lemne de foc și 2 camionete pline cu bunuri de primă necesitate. Acestea au fost însoțite de o echipă de 15 voluntari din Dofteana, care au făcut deplasarea în frunte cu primarul Ioan Bujor pentru a distribui personal ajutoarele către familiile afectate din Cudalbi. Ajutoarele au fost esențiale pentru refacerea gospodăriilor. Printre bunurile transportate s-au numărat materiale de construcții precum ciment, cherestea, bolțari, plăci OSB și panel, vitale pentru refacerea caselor distruse de ape. De asemenea, au fost donate lemne de foc, alimente neperisabile, produse de igienă, haine, medicamente și electrocasnice, inclusiv 40 de frigidere, mașini de spălat și aragazuri. Toate aceste resurse sunt esențiale pentru familiile care au pierdut aproape totul în urma inundațiilor. Pe lângă produsele fizice, echipa de voluntari a adus un sprijin moral substanțial, ajutând la distribuirea acestor bunuri către sinistrați. Mobilizare regională. Acțiunea din Dofteana nu a fost una singulară. Primarii din localitățile învecinate de pe văile Trotușului și Tazlăului s-au alăturat efortului umanitar, contribuind atât cu resurse cât și cu sprijin logistic. Alături de aceștia, deputatul Vasile Budacă a avut un rol activ în coordonarea convoiului și a ținut să sublinieze importanța solidarității în momente de criză. Comunitățile de pe valea Trotușului și al Tazlăului s-au mobilizat exemplar și împreună cu primarii din aceste localități, și aș enumera aici Poduri, Dofteana, Balcani, Agăș, Asău, s-au mobilizat pentru a întinde o mână de ajutor oamenilor loviți de ape în Galați, Cudalbi. Toți știm că în anii 2004-2005
cetățenii de pe Valea Trotușului și a Tazlăului au avut de suferit în urma inundațiilor și știm cu toții cât de bine ne-a prins o mână de ajutor din partea semenilor noștri. De aceea, împreună cu primarii pe care i-am alături de mine, am hotărât să mergem să dăm o mână de ajutor în materiale de construcții. Avem cherestea, avem panel, avem ciment, bolțari, dar și electrocasnice și pături și pilote. Deci materiale care credem noi că sunt de strictă necesitate pentru comuna Cudalbi. Țin să le mulțumesc foarte mult cetățenilor din cele două văi, al Tazlăului și al Trotușului, pentru participarea în număr foarte mare. Au venit la primărie și au depus aceste ajutoare și țin să le mulțumesc primarilor care au fost alături de mine și au achiesat la această inițiativă de a aduna cât mai multe fonduri pentru comuna Cudalbi. De asemenea, pot să menționez aici că și domnul primar de la Dofteana, și doamna primar de la Poduri, și domnul primar de la Asău au mai fost săptămâna trecută în zonă, fie cu forță de muncă, fie cu ceva ajutoare, au văzut despre nevoile celor de acolo, s-au întors și împreună cu comunitățile pe care le administrează, au luat această hotărâre să fim alături de ei. Un efort de comunitate. Primarii din localitățile Poduri, Asău, Balcani, Agăș, alături de consilieri locali și locuitori din comunele vecine, au contribuit activ la acest efort umanitar. Fiecare, după posibilități, oamenii din întreaga regiune au donat pentru a aduce un strop de speranță familiilor afectate de dezastru. Nu este pentru prima dată acum când merg, am mers și săptămâna trecută. Comuna Poduri a luat acolo legătura cu comuna Costache Negri, lângă Cudalbi. Noi vom merge acolo și vom duce electrocasnice, toate electrocasnicele sunt noi. Vreau să mulțumesc foarte mult și eu locuitorilor din comuna Poduri care au sărit foarte repede în ajutor și chiar știu ce înseamnă treaba asta, pentru că în 2018 m-am trezit cu inundații în comuna Poduri și atunci chiar trăiesc pe propria mea piele ceea ce se întâmplă acolo. Am luat legătura cu primarul de la Costache Negri care ne așteaptă. A fost mai mult decât mulțumit și însuflețit de faptul că un alt primar a venit să-l ajute, vă spun, pentru că chiar a trăit emoții și era chiar cu lacrimi în ochi. Asta, eu sunt așa, mai mult pe partea asta sufletească, domnul primar de la Dofteana e mai mult pe partea tehnică. Noi dăm aragaze, dăm frigidere, toate noi dăm și cu sufletul. Vă mulțumesc. Felicitări încă o dată și felicitări tuturor colegilor primari. Vă mulțumesc și vreau să mulțumesc și colegilor mei care își fac timp ca să poată să meargă acolo unde este nevoie. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că faceți, între ghilimele așa, propagandă pentru aceste lucruri, pentru că până la urmă puterea exemplului este cea mai importantă. Mulțumirile oficialilor locali s-au îndreptat către toți cei care s-au implicat, subliniind importanța unității și a sprijinului reciproc în fața unor astfel de catastrofe. În doar 5 zile, întreaga comunitate a demonstrat că, prin solidaritate și dăruire, se pot face lucruri extraordinare pentru cei aflați în nevoie. Convoiul umanitar din Dofteana a reprezentat un exemplu de mobilizare rapidă și eficientă, aducând nu doar ajutoare materiale, ci și speranță celor afectați de inundațiile devastatoare din comuna Cudalbi. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Vineri 4 octombrie, vremea înregistrează o ușoară tendință de încălzire, iar cerul va fi parțial noros. Maxima zilei ajunge până la 22 de grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 7 grade Celsius. Sâmbătă 5 octombrie, vremea înregistrează o ușoară tendință de încălzire. Cerul va fi noros, maxima zilei nu va trece de 17 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la 13 grade Celsius. Duminică 6 octombrie, vremea înregistrează o tendință de încălzire. Cerul va fi noros, maxima zilei va ajunge până la 17 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la 14 grade Celsius.
Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți în continuare alături de noi. La revedere!